Ne topim și astăzi la peste 40 de grade la umbră, dar nu ne dăm bătuți. Mai facem o vizită la strand, mai mergem la piscină și sperăm să ne mai răcorim. Așa se explică și cozile interminabile formate la intrări. Andreea Ștefan se află și ea într-un strand din București. Andreea, știm că bazinele sunt pline. Până la ce oră au de gând oamenii să rămână acolo? Dacă ar fi după bucureșteni, probabil că cei mai mulți ar rămâne și la noapte. Din păcate pentru ei, strandul se închide la ora 19. Nu au rămas încă deschise pe timpul nopții. Oricum, aici este extrem de aglomerat. Pe plajă sunt prosop lângă prosop, iar în bazine oamenii doar se bălăcesc pentru că nu mai au loc să înnoate. Cei mai mulți dintre ei nu țin cont de recomandările medicilor. Nu am văzut, practic, foarte mulți oameni care să folosească creme cu protecție solară. Mulți spun că stau în apă și se feresc de pericolul de a face insolație. Puțini sunt cei care conștientizează pericolul razelor ultraviolete. Vă spuneam că sunt puțini care stau sub umbrele. Însă cei mai mulți se bălăcesc pentru că strandurile rămân până la urmă oaza de răcoare atât a bucureștenilor cât și a oamenilor care stau în marile orașe, mai ales că între betoane temperaturile prognozate de meteorologi cresc și cu 10 grade. La Brașov, mii de oameni au venit încă de dimineață la piscină ca să fie sigur că prind un loc liber. Ieri au fost peste 3500 de persoane. Toată lumea vrea să se răcorească, ținând cont că afară este atât de cald. Intrarea costă 50 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii. Dar ce mai contează când afară e atât de cald? Să treci o zi cu copiii la un asemenea strand, e ca și când ai fi pe litoral. Aici am găsit cel mai răcoros loc din Brașov. Privesc fetele și mă simt bine. E un pic cam cald, da, va mergea mai rece. Cei care au vrut să scape totuși de razele soarelui au avut o alternativă, piscina din interior. Și la Pitești a fost înghesuială la strand. Și aici oamenii au stat la cozi ca să poată face o baie. Păi stau și la coadă, e duminică, lumea vine să relaxeze. Bine, e frumos, e foarte bine. Cum e apa? Foarte bună, caldă. Chiar dacă vom scăpa de codul galben de caniculă în această seară, săptămâna următoare se anunță la fel de călduroasă. Și din păcate, nu în fiecare zi e weekend să fugim la strand. La mare, în loc...